O locuință din comuna Trifești a luat foc marți 4 octombrie, cel mai probabil de la coșul de fum necurățat. Se pare că proprietarul a aprins focul în sobă fără a ține seama de sfaturile autorităților. Acoperișul s-a aprins imediat și dacă nu interveneau prompt pompierii, exista pericolul propagării la întreaga casă. Încă o dată atragem atenția celor care folosesc soba ca sursă de încălzire, ca obligația de a verifica și izola coșul de fum, pentru că majoritatea incendiilor pleacă de la coșurile necurățate și în preajma cărora se află materiale inflamabile.